Vineri dimineața, în jurul orei 4, o femeie a trecut prin clipe de groază după ce un individ necunoscut a spart ușa de la apartament, lovind cu piciorul și urlând să-i dea telefonul. Incidentul s-a petrecut în cartierul Porolisum din municipiul Zalău. Corespondentul ZTV, Gabriel Sturz, a sunat la serviciul unic de urgență 112 și a cerut ajutorul poliției. La fața locului a sosit un echipaj de la Poliția municipiului Zalău și un jandar care, după ce au cercetat zona, au găsit un telefon mobil, iar după declarațiile unor persoane au aflat că un individ a luat taxi la ora respectivă. După scurt timp au reușit să identifice bărbatul agresiv care și-a recunoscut fapta și va plăti ușa, însă nu știm dacă și-a luat o amendă din cauza acestei ieșiri violente. Și ce s-a întâmplat? Ce ți-a zis? A spus să dau telefonul, să spart ușa, să spart ușa de totului. Până când toată o ruptă, nu se mai poate închide. Deci nu cunoști persoanele? Nu. Și nu era în casă numai dumneata cu bunica, nu? Da.